Spune-mi și mie, tu te uiți la campania asta electorală? Care campanie? Păi asta e, te uiți? Adică, spune-mi și mie, ai oameni care candidează la Parlamentul European, da? Nu. Nu ai? Nu. Tu pe cine votezi la Parlamentul European? Bănuiesc că pe Tudose și pe Rareș Bogdan. Doamne ferește. Atunci pe cine? Nu știi, vezi. UDMR, o băieți simpatici. UDMR, ok. Chiar sunt se ok. Da, tu ai văzut... Să-ți spun o observație pe care am preluat-o de la HD, High Definition Hardman. Așa, ce observație? Cu care m-am văzut la tine. Da, la... da, da, ia zi. Și am mai prelucrat-o așa un pic, că el o da, spune normal. Prea... Apropo de UDMR și... Îți dai seama că dacă în toamnă, în noiembrie, iese Trump, da. Victor Orban, Victor, nu Ludovic ăsta, falitul nostru, Victor Orban, da. Va fi singurul om din lume care, care poate să pună așa pe telefon, eu îl cunosc bine pe Victor Orban și cred că o va și face, va pune pe masă telefonul mobil și va zice, domne, vară că eu sun pe Trump, pe Putin și pe Xi și îmi răspund toți trei la telefon. Da, corect, corect. Și mă gândeam... Că pe Iohannis cred că nu-l sună nici câine, nu-i răspunde nici câinele lup de la Bruxelles. Dar nu cred că sună el. Bă, nu sună în primul rând, că nu se poate deranja. Da, da, pe asta ziceam, da. Da, se sună și el. Bună ziua, sunt Iohannis. Cine ești? Păi nu, a trebuit să treacă, să-i secretară, știi cum da. E. Adică... Eu nu cred că are telefonul. Iar Biden, da. Dacă sună pe Biden, întreabă cine e. Marc Rutte. Nu, Iohannis. Sunt eu, Marc Rutte. Iohannis. Care Iohannis întreabă ăla? Adică îți dai seama că e o mare problemă. Aia. Am văzut că a avut nu știu câte milioane de accesări când îl ținea de mână și zicea Marc, știi că vrea să candeze și tălâmbul ăla de Iohannis din România. Da, da, da. Deci tu te uiți la campania asta, tu ai văzut vreo dezbatere despre Parlamentul București? European? A, da, Parlamentul, nu, că București European? Să mai discut. Acum, sincer, fără bășcălie. Asta e cea mai mare ticăloșie. Din punct de vedere politic am înțeles. Pentru că dacă doar puneau lista asta cu femeile independente europene, Ramona Tudose Chiriac și, sau că... nu, Tudose și Rareș, probabil că foarte mulți ar fi zis, bă, ca și mine, chiar v-ați tâmpit, cum să-i votăm pe ăștia? Dar așa, vor fi voturile, de fapt n-au nicio valoare voturile alea la Parlament, pe lista la Parlament, că sunt voturile primarului, că primarul se duce și zice... Tanti, băi, Floarea, vota, da, votează mă, asta? Mă, votez pe mine, ai înțeles? Da, 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 votează și PSD pune și, la... Pune și acolo. La europarlamentare, da. Cu asta ai omorât, practic. Nu contează, chiar nu contează pe cine trimiți. Chiar nu are nicio importanță ce se va întâmpla și ne-am bătut joc, că s-o dată la 5 ani. Măi, n-am discutat nimic despre asta Europa. Asta spun, absolut nimic. Bun. Se schimbă lumea. Acum există și un revers. Da, dar noi suntem, cum era bancul, noi suntem cu 100 de ani înapoi, deci nu se întâmplă nimic când vine sfârșitul lumii. E mare păcat, e o bătaie de joc. Adică noi nu vorbim nici măcar de, dom'le, nu știu, ce portofoliu am avut. Am avut transporturi, ce ne-am dorit în viitor. Cine ar trebui să fie ăia bun care să fie vicepreședinți de... Nu vorbim nimic, nu contează. N-am intrat în Schengen, am intrat doar pe aia. Care e strategia noastră până la sfârșit? Și care e... Care e... Iar ne caută din China? Nu. HD. HD Harman, domnul Harman mi-a arătat că se uită la noi. Ah, se uită. Păi fanul... Da. Fanul... Și am precizat, fanul nu l-am meu, plagiat. Am fanul meu și tinerețea, da, 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 da. Deci noi n-avem treabă cu Europa. Ne-am dovedit încă o dată niște provinciali care singura discuție este... Partea proastă e alta. Nu se va schimba nimic. Din 3200 de primari rămân 3150, aceiași. Dar discuția despre viitorul Bucureștiului, cum facem cu traficul, cum facem cu gunoaiele? Asta se mai discută, dar nu se vorbește cine? Despre cine? Strategie, despre un proiect de oraș. Nu e, da. Am înțeles, bun, că bun. I-au găsit pe ăștia care îl înjură, acum îl înjură pe piedone, fac și ei bani în luna asta să-și recupere, poate plătești niște taxe. Am înțeles că ăștia fratele... care îl înjură pe piedone nu plătesc taxe niciodată, poate plătești niște taxe. E o plictiseală mare. Spune-mi, te rog, apropo de alegerile astea, da. Că tot discutăm rând. Exact sentimentul ăsta l-am și eu, alegerile. Că-i degeaba. La locale, singura bătălie, dacă mă întreb pe mine, este la capitală. Da, adică da. Pentru primăria capitalei. Da, așa e. În rest, nu știu, și la unul, nici la unul nu mai contează. Și alegerile generale ce o să aducă?
Ca ziceai depinde. Că lumea nu o să se descarce. Nu se descarcă, nu se descarcă și nimeni. Și se descarcă la prezidențiale. Dar la prezidențiale... Poate că e mămăligă, cum zicea. La prezidențiale... Mămăliga nu explodează. Cine candidează la prezidențiale? Ciucă. Ciolacu? Nu știu. Nu, crezi că va fi un candidat comun, cum s-a vorbit la un mandat? Sau păi, va... Atunci de ce au mai făcut listă comună la Europarlament? Fii atent aici. Deci, ăsta e un exemplu foarte clar cum se face exact invers decât e normal. Și anume, la europarlamentare, ai listă separată, că fiecare se duce la alt partid în Parlamentul European. Sunt PSD-iști care zic, bă, nu-l vreau pe Rareș Bogdan și pe așa. Sunt peneliști care zic, nu-l vreau pe tot 20. Lasă lista separată. În schimb, la primărie, pentru că e un singur tur și e pe, da, pune candidat comun. Au făcut candidat comun la europarlamentare unde n-avea niciun sens și nicio logică și nu există nicio explicație, nu e nicio țară din Europa care să facă chestia asta. Și au făcut candidat separat la primărie. Singurul loc unde, dacă nu mă înșel, au făcut candidat comun și probabil o să-și câștige, că așa e logic, e la Timișoara, adică cu județ nu, și oraș. Nu, mai e și la sectorul 1, mai e la, și la sectoare. Știu, de-aia aberant păi să spui, avut candidat la unic. București avem candidat separat dar și la sector avem candidat n-au unic. Nu au avut candidat unic și l-au retras? Păi bun, și dacă dar l-au de ce l-au retras? Nu știu de ce l-au retras. Na, de ce l-au retras? Păi de ce bine. Păi nu era din schema lor, cum adică? Păi nu ei l-au pus, l-am pus noi doi. Păi, nu, normal, săracul. Păi și de ce l-au retras? Nu știu, dar dacă tot l-au retras, așa. Și l-au și, i-au făcut numai rău, ideea era următoare. Îl retragem pe Cârstoiu, dar rămâne tot candidat unic. Dar după ce l-ai pus pe Cârstoiu, l-ai luat de la spital, l-ai... Păi nu mă înțelegi că nu era bun candidatul unic, independent? Cum să nu fie bun? De ce nu era bun? Păi l-au retras. Păi o prostie. Păi a zis Ciolacu că candidatul nu e bine. Candidatul unic, că n-avea nicio nu șansă. Contează care e ăla. Da. Că era Firea, că era Burduja, că nu știu ce. Ăla câștiga sigur. Da? Candidatul păi unic. Și de ce nu? A, să fie unul din, de la cele două partide. Nu știu, domne, trebuia să fie unul și eram păi sigur. Mă, cu Cristoiu a zis că n-au nicio șansă. Ce faci? Păi și așa au așa multe șanse. Păi nu, tu spui că ar fi trebuit să fie un candidat unic. Normal. De la, și să fie nu, de la, nu, nu, domne, un de la candidat unul din unic, cele două. Treaba lor de unde îl puneau. Am știam înțeles. Sigur că acel candidat unic câștiga. Am exemplu meu, nostru, că tot așa am fost PSD cu PNL, cu PUSL sau cum se numea atunci, PC se numea, l-am pus pe Oprescu la 70%. 70%. Deci nu s-a pus problema și Consiliul Păi bun, municipal. Și eu te întreb pe tine că de ce n-au făcut asta? Habar n-am. Că-s mai preocupați de lupte interne decât de ce, ce lupte interne? Și au o anumită impresie care li se va confirma acum pe 9 iunie. Băi, mai lasă-i pe ăștia care votează, că le spunem noi ce votează. Adică? Adică mie mi se pare ca bucureștean că a fost o lipsă totală de respect față de mine. A fost așa, mă, și ce, ia vă faceți bine, v-am zis cu cine să votați. Cum se întâmplă de altfel prin țară, unde s-a decis, bă, primarul era PNL, a trecut la PSD, sau era PSD, a trecut la PNL. Ați înțeles cu cine votăm? Da, domne, am înțeles că altfel ne taie gazul, lumina, nu știu ce, ajutoarele sociale. E o gândire... Victor, pentru ei cea mai mare înfrângere va fi, dacă Nicușor Dan va fi din nou primarul general Capitalei. Cum adică? E și pentru noi o înfrângere. Ce, mie mi-e bine că întârzi mereu că stau la... Stai o secundă. Păi și ce, mă bucur de că au pierdut. E pentru pentru mine, pentru ei o înfrângere politică. Pentru că au doi candidați, exact cum spuneai tu, îl au și pe Burduja, au și pe Gabi Firea, care se bat cu ăsta. Vorba ta, dacă tot n-am mers cu un independent candidat comun, de ce nu au pus-o pe Gabi Firea să candideze comun la cel... Sau pe Burduja candidat păi, comun. Spuneau că nici unii... Sau pe Piedone. Nici liberalii nu o votau pe Gabi Firea, nici PSD-iștii nu-l votau pe Burduja. Da. Asta era... Dar de ce au retras independentul? Eu tot n-am înțeles. Adică... Păi care tu a fost l-ai avut pe Cătălin Cârstoiu. Ce a zis? Că eu spus că nu crește în sondaje. Adică care e explicația? Păi nu ziceau ei așa că... N-a zicea tu, Dose, că crește cu 5% pe săptămână? Nu, dar socoteala... Păi 6 săptămâni deja trecea de 100%. M-au nebunit 3 săptămâni, o lună, că nu mai știu cât că a fost. Că în fiecare săptămână ia 5%, nu, ții minte că este cel mai bine să fie un candidat comun și independent. E corect, și e corect.
Da. Dar povestea asta cu ea câștigă 5% bine, de procente pe săptămână în era de la nu ei. Mai cităm din Tudose totuși. Nu, mă, nu știu ce ziceau ei. Ei ziceau că n-am zis eu, că mi-mi se păreau prostii. E cap de listă și nu vreau să... Nu, nu, dar zic, noi îl întrebam pe Mirel. Așa e, mă, Mirel câștigă 5%. E adevărat. Și Mirel a zis, dom'le, o să-i treacă de 100% dacă e așa. Nu, adică... de 120%.